Nu te-ai gândit vreodată că cel care te-a făcut să suferi va fi și cel care te va mângâia, odată ce persoana care a ales să arunce în tine cu noroi nu mai poate fi tot el acela care te curăță. Psihologii spun că după ce ești trădat în dragoste, este normal să simți durere, furie și confuzie. Dacă ajungi să accepți despărțirea, înseamnă că ai făcut un pas. Apoi, trebuie să descoperi plăcerea de a trăi, să renaști din propria cenușă. Un eșec din dragoste nu trebuie să ne oprească din drum. Nu avem voie să ne oprim. Iubirea nu e o emoție, ci putere. Este cea mai bună terapie posibilă pentru suflet. Odată ce o persoană a ales să calce pe inima ta, nu mai există cale de întoarcere. Odată ce o persoană a ales să arunce în tine cu noroi, nu mai poate fi tot el acela care te curăță. Odată ce o persoană ți-a trădat încrederea, nu mai există nimic care să te facă să-l vezi cu aceeași ochi ca până acum. Odată ce o persoană ți-a arătat că nu-i pasă de sentimentele și nevoile tale, nu te gândi că îi va păsa vreodată. Dacă noi avem puterea să iertăm, asta nu înseamnă că trebuie să ne și întoarcem la cei care ne-au rănit. Oamenii nu se schimbă decât dacă vor ei asta, iar uneori este mai bine să îi lăsăm să își învețe singur lecția pe care au primit-o de la univers. Înainte de orice altceva, este bine să știm că fiecare om are karma sa. Nu putem interveni și nu putem schimba nimic din deciziile celor din jur. Dacă un om a ales să te rănească, privește durerea ca un observator. Relatează garbo.ro.